10 nave militare ale forțelor navale române au participat în perioada 22-26 martie la exercițiul Danube Protector. Exercițiul, desfășurat pe Dunăre și Brațul Măcin, a avut la bază un scenariu fictiv de escaladare a unei crize politico-militare ce a generat o agresiune armată în nordul Dobrogei. Obiectivul principal al exercițiului a reprezentat dezvoltarea nivelului de instruire al echipajelor navelor militare fluviale, prin aplicarea procedurilor operaționale de respingere a unui desant naval în condiții de acțiuni ofensive asimetrice pe fluviu. Asupra țintei, din relevent, probă, vapor, 20 de grade, distanță, 500 de metri, atențiune, foc! Navele militare din subordinea flotilei fluviale și a bazei logistice navale au executat acțiuni tactice de apărare a comunicațiilor fluviale și a infrastructurii energetice prin trageri cu sistemele de artilerie de la bord, iar un detașament de infanteriști marini a asigurat securitatea terestră a zonelor de desfășurare a exercițiului. Caracterul întrunit al exercițiului Danube Protector a fost completat de participarea unui detașament din subordinea Batalionului Nave Treceri Fluviale al Forțelor Terestre Române, alcătuite din două bacuri fluviale, care au asigurat mobilitatea trupelor în zona de operațiuni.